Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! În această seară, la sediul din strada 6 noiembrie a Partidului Național Liberal, s-au întâmplat lucruri destul de ciudate. În sensul că, în această seară, biroul permanent municipal al PNL Suceava a fost dizolvat de către biroul permanent județean al PNL-ului. Nu vă pot spune exact ce s-a întâmplat acolo. Surse demne de încredere din PNL susțin că mai mulți membri ai biroului permanent județean, la care s-au adăugat și o serie de oameni noi, care ar fi fost liderii organizațiilor de tineret și de femei, însă nu știm să fie avut de curând loc alegeri, s-au întrunit să analizeze activitatea celei mai importante organizații din județ și să-i desființeze conducerea. Deocamdată nu sunt foarte clare motivele pentru care deputatul Alexandru Băișanu, liderul acestui partid, dorește să facă acest lucru. Însă aceleași surse din PNL susțin că supărarea a survenit la finele săptămânii trecute, când trei dintre apropiații lui Băișanu nu ar fi prins funcții în noul birou de conducere al noului PNL. Lucrurile au evoluat de o manieră cel puțin ciudată în această seară la PNL. Și vă anunțăm că noul președinte interimar al PNL Suceava, Aripa Băișanu, acum nu știu cât de legal este această structură sau mai ales pe cine reprezintă ea, deci noul președinte al PNL Suceava este Ilie Niță. Nimeni altul decât vicepreședintele liberal al Consiliului Județean Suceava. De ce a făcut Alexandru Băișanu această mișcare, aparent fără prea mare importanță, dar care induce un puternic sentiment de disperare la nivelul întregii organizații, este de neînțeles la ora aceasta. Cert este un lucru. Noul PNL Suceava a fost înființat în mod legal în urmă cu o săptămână, ocazie cu care fostele organizații municipale, cele ale PDL și PNL Suceava, s-au desființat de drept. Vineri seara, adică mâine, va avea loc o ședință a Comitetului Executiv Județean reunit al PDL și PNL și vor fi luate niște decizii. Asta dacă nu cumva vom asista din nou la o scenetă bine jucată, ca de fiecare dată, de deputatul Băișanu, care, susțin tot mai mult mediile politice sucevene, își caută un așa zis exit onorabil din noul PNL, acolo unde, după fuziunea cu PDL, echipa sa va conta doar în proporție de maxim 30%. În această seară, la ora de politică, este alături de noi un parlamentar care agrează un cu totul alt fel de a face politica. Este vorba despre deputatul PNL de Suceava, doamna profesoară Sanda Maria Ardelean. Bună seara, doamna deputată! Bună seara telespectatorilor noștri! Doamna deputată, o să începem abrupt cu ce am spus eu. Introducere. Când v-am invitat la emisiune, tot era bine și frumos în PNL. Astăzi, pe la prânz, nu se întâmpla nimic la Suceava. Acum 2 ore, s-a întrunit biroul municipal, biroul județean al PNL, domnului Băișanu, ca să fim foarte exacti, a luat decizia de dizolvare a unui birou care oricum de drept a fost dizolvat săptămâna trecută, la o ședință la care ați fost prezentă și dumneavoastră, nu? Și s-au stabilit care este structura de conducere a noului partid. Acum, domnul Niță va fi noul președinte care va veni, nu știu, nu, ceva, mie nu mi-e foarte clar ce se întâmplă acum. Da, tocmai pentru că situația este destul de confuză și nu am avut timp să mă informez, veneam la dumneavoastră și... Acum 20 de minute s-a întâmplat toată Da, povestea eram asta. Pe drum, am citit mesajele repede, nu știu exact despre ce este vorba. Sigur că și prezentarea dumneavoastră a fost ușor confuză pentru că nu știm la ce Sunt surse, organizație nimeni nu spune ne nimic. referim. Într-adevăr, săptămâna trecută a avut loc fuziunea celor două organizații Municipal. municipale, la nivel de municipiu, Suceava. Da. Și a fost o acțiune reușită care s-a încheiat cu un birou municipal al Partidului Național Liberal. Și când vorbim de acum înainte despre Partidul Național Liberal, vorbim despre noul Partid Național Liberal. Deci această confuzie terminologică nu mai trebuie să se mai producă nici la nivel de media, pentru că Partidul Național Liberal este deja un partid care a fuzionat, am avut o convenție națională. Lucrul acesta s-a întâmplat acum 2 săptămâni. Au fuzionat și organizațiile, o parte din organizațiile interne ale Partidului Național Liberal. Corect. Mă refer aici la Organizația de Femei la nivel național. Da. Urmează la nivelul județului Suceava fuzionarea celor două organizații județene mâine, da.
Probabil pe 16 martie va fi ședința de fuzionare a organizațiilor de femei. Se pregătesc și organizațiile de tineret să fuzioneze. Procesul este unul ireversibil. Deciziile sunt luate. Ce să vă spun mai mult decât că negocierile au fost purtate în deplin principiu democratic de către o comisie care a fost agreată la nivelul celor două partide. Din această comisie la nivel național a făcut parte domnul senator Gheorghe Flutur și la Convenția Națională prima persoană care i s-a mulțumit pentru rolul decisiv în crearea acestui partid de dreapta mare pe care ni l-am dorit a fost senatorul Gheorghe Flutur. Lucrurile sunt pornite pe un făgaș și nu mai este loc de întoarcere. Sigur că un făgaș care a fost foarte, foarte clar delimitat, hotărât, transmis și zic eu că oamenii raționali, disciplinați, trebuie să ne gândim și la disciplina de partid, care trebuie să funcționeze acum mai mult poate ca niciodată. Oamenii disciplinați, oamenii raționali, trebuie să facă totul pentru ca această fuziune să se realizeze până la cel mai jos nivel, să zicem, până la ultima organizație. Lucrul acesta fiind în interesul dreptei din România, care a fost creată în regim de necesitate ca o replică la o stângă ce acapara totul, o stângă ce confisca în primul rând democrația în România. Bun, deputat, ați intitulat, am văzut misiunea, ca generic, lumini și umbre, dar până la lumini și umbre la sesiune parlamentară, ca să intrăm la nivel național. Acestea sunt lumini și umbre, da? Sunt și lucruri foarte bune care s-au întâmplat până acum. Vor mai fi momente, poate de genul celor din vechiul PNL Suceava, nu știu exact, vă rog să-mi permiteți să nu comentez, pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat acolo și nu am înțeles, dar eu sper ca mâine să aibă loc fuziunea la nivel județean și să avem un birou al unui comitet executiv județean al noului Partid Național Liberal. Eu vreau să ne spuneți, pentru că lucrurile, am spus și eu, într-adevăr, e mai mult decât confuzie în ce am relatat eu până acum, pentru că joia, domnul Băișanu a instituit stare de alertă județeană, conferință de presă la ora 12, ne-a informat încă de acolo lună și ceva în urmă, gata, este bătut în cuie. Azi n-a mai fost conferința de presă, ne-am întrebat ce se întâmplă. Toată lumea dădea din colț în colț. Încep să vă doare, aveți conferința aia de presă, pentru că își face și presa un program, domnule, ce se întâmplă? Avem un mesaj din partea partidului? Nu, că se vede și a transpirat cu ghilimele de rigoare faptul că domnule, s-a convocat biroul municipal la PNL. Ne-am început să râdem. Care birou municipal la PNL? Să îl sunăm pe unul dintre copreședinți, celălalt copreședinte. Aleși statutar de PNL și PDL și împreună sunt cei doi copreședinți ai noului PNL. Dom'le, nu știm nimic. Care municipiu? Că nu e niciun municipiu. Domnul deputat, s-a terminat cu municipiul Suceava. Domnul gata. Deputat Alexandru Băieșanu face parte din noul birou al organizației municipale. Al noului PNL. Și al noului PNL. Domnul Niță este și el în acest birou. Sigur. Nu știm. Nu știm și cred că niște respectatorii noștri nu sunt foarte interesați să urmărească o dezbatere dintre noi pe un teren pe care nu-l stăpânim, nici dumneavoastră și nici eu. Vă mai spun că am surse de încredere în PNL. Domnul primar Mihai Țănegru și încă o persoană din partid, din biroul județean, s-au abținut de la acest vot. Marius Mău, copreședintele PNL Suceava, noului PNL, a votat împotrivă, așa ceva nu putea fi susținut. Alți doi membri din noul PNL care au fost prezenți la biroul județean au părăsit sala. E vorba de consilierul Proruciuc și de domnul Cezar Zaharia, care sunt în colegii dumneavoastră în noul birou. În noul birou, la nivel de municipiu, și lucrurile sunt, când îi întreb pe ei, dacă îi suni, încep, este așa o discuție, nu știu dacă o știți, de cu un om care vorbește cu un om revoltat. Revoltat că ceva ce n-a mai văzut așa ceva și totuși lumea s-a încolonat în spatele domnului Băișanu și defilează. Foarte ciudat. Sigur că asemenea momente fac și deliciul presei. Eu citesc pe ochii dumneavoastră așa o luminiță specială. Că o să revenim cu detalii pentru că... E rost de scandal. Și e rost de ceva ce nu intră în tipare. Dar încă o dată spun. Eu am convingerea că ceea ce
facem noi acum la nivel de dreaptă în România va fi foarte bine înțeles de oamenii rezonabili, de oamenii disciplinați care vor aplica principiile noului statut și vor face în așa fel încât acest partid să devină unul real, puternic, până, cum spuneam, la ultima organizație a lui. Bun, asta s-a și dorit, asta... La asta v-ați înhămat în momentul când ați decis vara trecută că nu mai este loc de orgolii. Și nu mai este loc de orgolii, la asta ne-am angajat în momentul în care am pornit împreună la primul mare proiect și anume președintele României. Iată că acest prim mare proiect al noului PNL a fost unul de succes. Îl avem pe Klaus Iohannis, președintele României. Nu ne-am mai văzut din campania electorală. Eram aici la dumneavoastră, susțineam această candidatură de dreapta, candidatura lui Klaus Iohannis, și mulți se îndoiau la vremea respectivă. Am crezut și PNL-ul a crezut în candidatura lui Klaus Iohannis. Iată că acum baza noastră de discuție este alta și cred că putem privi optimist dincolo de evenimentele care, sigur, mai sunt turbulențe pe parcurs, vor mai fi, este foarte greu de armonizat două partide care la un moment dat au fost în opoziție. Trebuie să fim și realiști, trebuie să fim și sinceri cu noi înșine, avem nevoie de un efort, fiecare în parte, pentru a ajunge la limbajul comun, dar aici nici măcar nu este vorba despre aceasta. Aici este vorba de o situație internă, deosebită. Deosebită. Uitați, am ultime informații. Poate președintele organizației județene. Ideea pregătirii ședinței de mâine. Am înțeles. E o variantă pe care s-ar putea ca dumneavoastră să o fi enunțat știind chiar mai multe decât știu eu. Băi, și anul a anunțat în urmă câteva minute că s-a încheiat mandatul Biroului Municipal Suceava și a fost desemnat o nouă conducere interimară cu Iliniță președinte interimar, cum de altfel am și spus noi mai devreme. Deci avem confirmarea din partea președintelui Băișanu. Marius Mai este simplu membru în organizație municipală, ales statutar, acum a devenit un nou simplu membru. El zice că ce a fost săptămâna trecută a fost nestatutar pentru că biroul municipal era în afara mandatului de 4 ani. Adică, ca să înțelegeți unde se merge. Acea echipă care a mers să fuzioneze la nivelul municipiului Suceava cu PDL-ul nu era statutar și a epuizat mandat. Și domnul Băișan a aflat după o săptămână că asta e situația. El fiind printre cei 12 pe care acea organizație i-a desemnat să fie acolo în acel birou municipal. Vedem ce se întâmplă la ședința de la municipiu, pentru că avem după ședința de la județ la ora 18 și o mine ședință. Seara, nu? Sigur că da. Prima ședință a biroului municipal al Partidului Național Liberal. Și vom vedea cine se prezintă la acea ședință. Oricum, fuziunea care s-a întâmplat săptămâna trecută a fost una statutară. Ne-am întâlnit acolo oamenii desemnați de către cele două partide. Am stat la aceeași masă, am vorbit aceeași limbă. Nu înțeleg acum de ce această contestație. Vom vedea. Vom vedea, să așteptăm până mâine. Da, mai este o vorbă, știți cum e, noaptea e un sfetnic bun. Sigur. Sau un agitator foarte bun. Eu cred că e un sfetnic bun. Un sfetnic bun, că da. tot noaptea s-au întâmplat multe lucruri frumoase în politica suceveană și s-au răsturnat multe situații, dacă știți dumneavoastră, și bănuiesc că știți acest lucru. Mulți erau și în politica națională. Noaptea erau președinți, dimineața simpli membri de partid și tot așa, ca să nu mai spunem mai multe. Până la publicitate, aș vrea să-mi spuneți, n-am reușit să stau de vorbă cu dumneavoastră, ați fost în campanie electorală de câteva ori, în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, ați fost în acest studio, am discutat cu dumneavoastră, erați una dintre puținele persoane, ca să spun tot cu ghilimele de rigoare, mega optimiste în privința alegerii domnului Iohannis. După ce a ieșit domnul Iohannis, alții și-au arogat meritele pentru această victorie la Suceava și nici de cum dumneavoastră. Cum ați simțit dumneavoastră victoria domnului Iohannis, prețin din perspectiva celui care chiar a suferit la un moment dat pentru... Ce să vă spun, nu contează cine își arogă, contează să fii în echipă. Și eu am fost un om de echipă întotdeauna, m-am simțit și mă simt membra unei echipe care a adus performanță încă o dată
Și pentru că a adus performanță, echipa este recunoscută la nivel național. Senatorul Gheorghe Fluturi este secretarul general al noului PNL. Partid Național Liberal. Colegul deputat Ioan Balan este chestorul Camerei Deputaților. Lucrurile acestea nu sunt foarte ușor de obținut, sunteți convins, cred. Suceava se află și în noile structuri ale Partidului Național Liberal la vârf, tocmai ca o recunoaștere pentru munca pe care am făcut-o în echipă aici la Suceava și în cadrul proiectului Klaus Iohannis, președintele României. Deci lucrurile se discută la maniera aceasta. Klaus Iohannis trebuia să ajungă președintele României pentru că dacă nu ar fi fost așa, ar fi fost vai și amar de capul nostru. Încă o dată trebuie să ne aducem aminte că ne-a trecut glonțul pe la ureche, așa pentru la modul frumos să spuneți. Pentru a vorbi metaforic, da. Democrația în România a fost salvată. Există acum un echilibru la nivelul dialogului politic pe care cred că îl simte orice român. Avem un președinte care urmărește agenda promisiunilor pe care le-a făcut în campanie zi de zi, pas cu pas. Ne aduce aminte și își aduce aminte de tot ceea ce a promis în perioada campaniei electorale. De aici, nouă parlamentarilor ne-au venit un set de priorități legislative pentru această sesiune parlamentară, cum ar fi, de exemplu, votul prin corespondență, cum ar fi legea finanțării partidelor, cum ar fi pachetul de legi electorale. Toate aceste priorități legislative din această sesiune parlamentară vin ca urmare a campaniei electorale, a realităților cu care ne-am confruntat și care au ieșit la suprafață în timpul campaniei electorale. Președintele Klaus Iohannis, angajându-se că va contribui democratic și în limita prerogativelor instituționale de președinte la rezolvarea acestor situații. Acum discutăm pe un teren mult mai sigur și de pe cu totul alte poziții decât discutam în timpul campaniei electorale, dar și înainte. Face Iohannis pașii și se mișcă în ritmul pe care l-ați dorit sau îl doreați dumneavoastră înainte de alegerea domniei sale? Iohannis este un om care, dincolo de cultură, dincolo de experiența pe care o are în administrație și în politică, simte ce trebuie să facă. Permanent urmăresc mișcările președintelui Klaus Iohannis și văd că aceste mișcări vin din interior, din interiorul său și din flerul său de om politic, de om care și-a luat această responsabilitate imensă de a reprezenta România la vârf. Uitați și ultimele participări ale domniei sale în plan internațional, zilele acestea, prima participare la Consiliul European, succesul pe care îl are în dezbateri cu partenerii săi din Europa și nu numai. Da, într-adevăr, sunt niște pași importanți pe care îi face. Eram curios dacă ritmul în care se mișcă domnia sa este cel pe care dumneavoastră l-a dorit. Este ritmul pe care PNL-ul simte că trebuie să-l imprime, este ritmul său și noi, să știți că ne acordăm foarte bine la ritmul președintelui Klaus Iohannis și vom face ceea ce trebuie să facem ca parlamentari pentru ca legea în România să fie respectată, dar în primul rând pentru ca legea în România să corespundă nevoilor României de astăzi. Pentru că avem nevoie de racordarea legislației în continuare la realitățile României. S-a întâmplat și se întâmplă uneori ca realitățile să o ia înaintea voinței politice și a legislației, actului juridic existent. A venit la
intervenția pe care a avut-o în Parlament luni președintele Klaus Iohannis cu un set de prevederi constituționale la nivelul tuturor țărilor Europei, pe care le-a înmânat parlamentarilor pentru a ne informa fiecare parlamentar să vadă care sunt principiile constituționale ale Constituțiilor Europene în vederea reformării Constituției României, da, acest mare proiect al... Ratat de PSD ratat, în momentul de față. Klaus Iohannis nu uită nimic. Klaus Iohannis are un ritm al lucrului bine făcut și lucrul bine făcut nu presupune grabă, nu presupune să te precipiți, nu presupune spune compromisul, să, într-adevăr, așa este la domnul Iohannis, e un pic altfel. Exagerat de reactiv. Ești reactiv, dar după ce reflectezi foarte serios asupra măsurilor pe care trebuie să le iei ca urmare a unor situații. Klaus Iohannis este președintele care până în momentul acesta cred nu a dezamăgit pe nimeni și sunt convinsă că va aduce România în țara lucrului bine făcut. Să dea Dumnezeu. Doamna deputat, scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj. Dacă doriți să întineriți prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, veniți pe strada Inceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari. Și dacă vă gândiți la prețuri, aflați că acestea nu au concurență. În fiecare vineri, orice serviciu din grila de oferte costă doar 30 de lei. Păstrătoarea vechilor tradiții, Berma Suceava nu a renunțat la procedeul clasic de fabricare a berii, care presupune folosirea malțului și a conurilor de hamei. Acestea conferă berii spumă, gustul ușor amărui, aroma și culoarea, asigurându-i totodată limpezime și conservabilitate. Nu trebuie uitată dăruirea și priceperea berarilor suceveni, care de peste 3 decenii se îndeletnicesc cu această nobilă meserie. Bermas, regina blondă a Bucovinei. Doamnelor, domnilor, ne-am reîntors la ora de politică. Suntem la Intermedia TV, alături de doamna profesoară Sanda Maria Ardeleanu, alături de doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu. Doamna deputat, știu că în urmă cu câteva săptămâni, sper să nu greșesc foarte tare aproximarea mea, ați făcut o interpelare. Ați cerut scoaterea la concurs a posturilor pentru inspectoratele școlare județene și ați cerut o mai bună coordonare și un mai mult management în învățământul preuniversitar. Ce s-a întâmplat atunci? A avut ecou? Văd că o parte din ceea ce a cerut dumneavoastră s-a și întâmplat. E deja mare agitație pe scenă. Toată lumea vrea inspector general, inspector general ajung, toți sunt acum foarte buni manageri. Da, în sfârșit au loc concursurile pentru ocuparea posturilor de inspector, inspector școlar general. Ne-am dorit lucrul acesta tot în ideea unei Românii a lucrului bine făcut și a normalității. Nu era normal, de la an la an, oamenii aceștia să stea sub formă de... Cu delegații? Cum erau? Cu detașare, da. Oricum, într-o situație de provizorat care Corect. Dura de ani de zile. Bun, eu vă întreb ceva politic. Noi ne-am dorit ocuparea acestor posturi prin concurs. Definitiv. Din 2011-2012 nu am mai apucat să organizăm aceste concursuri. Guvernare. Să nu uitați că atunci eram la guvernare. Ne-a scăpat acest moment.
probabil că am stat și noi și ne-am gândit prea mult, dar acum este foarte bine, am cerut lucrul acesta în interesul învățământului, în interesul stabilității învățământului, în interesul predictibilității învățământului. Însă, da. Modul în care se organizează aceste concursuri este în afara legii. Vorbesc despre concursele care se organizează acum. Care se organizează acum. Pentru că s-a profitat de acest moment. De această dorință, opoziției. De această dorință, de această necesitate, da, ca aceste posturi să fie ocupate. S-a cosmetizat puțin metodologia, nerespectându-se principiile de organizare a concursului, așa cum sunt ele înscrise în legea educației naționale și în metodologia care provine ca urmare a acestei legi. Nu a fost realizată acea dezbatere publică obligatorie pentru metodologia de concurs, așa cum prevede legea educației naționale numărul 1 în vigoare, lege mult hulită, mult criticată, dar o lege care se află în vigoare și care trebuie respectată. Nu s-a întocmit la nivelul ministerului nici măcar acel formular pentru de sănătate, pentru că la dosarul candidatului trebuie anexat și un document care să ateste sănătatea candidatului. Starea fizică. Starea fizică, de vedere fizic, pentru că este vorba despre o răspundere în domeniul educației, da. Ministerul nu a elaborat acea fișă de sănătate care nu va putea fi anexată. Deci dosarul clar, incomplet. Deci dosarul este incomplet. Dosarul va fi în afara legii și concursul, dacă se va desfășura în formula aceasta, va fi în afara legii. Și ce veți face? Partidul Național Liberal a luat atitudine. Comisia de Învățământ, membrii Partidului Național Liberal din Comisia de Învățământ, solicităm monitorizarea cu camere video a concursului. Ca la bacalaureat. Atât a probelor scrise, cât și a interviului. Să n-aveți surprize, doamna deputată. Solicităm posibilitatea de contestare a interviului pe baza înregistrării pe cameră video. Deci camera video are acest rol, da? De a introduce contestarea atunci când cineva dorește să o facă pe baza documentului înregistrării pe cameră video. Solicităm de asemenea posibilitatea ca acest concurs să poată fi el însuși atacat și contestat în momentul în care se constată fraude, în momentul în care există dovezi certe că se încearcă o politizare sub o altă formă sau că se continuă procesul de politizare prin numirea unor persoane care au legături directe cu partidele, care sunt oameni ai unor partide, susținuți de partide, în detrimentul calității pregătirilor, în detrimentul valorii. Știți dumneavoastră vreun profesor, vorbesc la modul foarte serios, știți dumneavoastră vreun profesor care să aibă în spate un act de management al școlii pe care a condus-o, a unei vreunei școli din județul Suceava și care să nu fie înregimentat politic într-o parte sau alta? Da, știu, cunosc și sper să fie din ce în ce mai mulți oameni, deci, de foarte oameni, bună calitate, manageri care cunosc sistemul, oameni care pot să-și spună cuvântul pe bunul mers al sistemului, în calitate de manager în sistemul de educație. Și cred că o solidarizare a noastră, a omului simplu care nu are funcție în sistem, a profesorului pe această temă și sesizarea aspectelor care sunt în neregulă, vine să rezolve o serie de probleme pe care altcineva nu are cum să le rezolve din afara sistemului. Da, de ce și aș vrea să vă dau un exemplu. Bără. Săptămâna aceasta, în cadrul Comisiei de Educație la Camera Deputaților, am dezbătut un proiect legislativ foarte interesant, venit din partea elevilor. Deci iată că elevii
au venit către legislativ cu o propunere de proiect legată de participarea elevilor în consiliile de administrație. Ale școlilor. Ale școlilor. Cum se întâmplă la universitate. Am avut la dezbatere inițiatorii acestui proiect, un număr de câțiva elevi. Am avut ca invitați în jur de 30 de elevi din școlile Bucureștiului. Copii care au venit acolo și au asistat la dezbatere. Pentru prima oară, nu mai îmi aduc aminte, în ultima vreme cel puțin, ca un proiect legislativ pe educație, în Comisia de Educație, să fi înregistrat consens, unanim. Dar ce deci, cu în acest unanimitate proiect? Am fost de acord ca elevii care au împlinit 18 ani să facă parte din consiliile de administrație cu drept de vot, ceea ce nu era permis până acum. Iar în cazul școlilor generale sau a învățământului primar, acolo unde elevii, având o vârstă care nu le permite să voteze, ei să poată fi înlocuiți în acel consiliu de administrație de părinți. Tocmai pentru ca ponderea familiei și opinia beneficiarului sistemului, elevul, să crească în consiliile de administrație. Credeți că e un lucru bun? Reprezentanții cei 29 de colegi din Comisia de Educație, din toate partidele, au intervenit în favoarea acestui proiect legislativ. Cine credeți că s-a opus? Ministerul. Ministerul care la ora aceasta reprezintă structura cea mai sclerozată a sistemului de educație. Este frâna absolută pe care din interiorul sistemului Ministerul Educației o pune învățământul prin reprezentanții săi în guvern o pune deschiderii învățământului către problemele sale reale și către rezolvarea problemelor în interesul beneficiarilor, elevii, studenții. A fost o dezbatere de câteva ore. Votul până la urmă a fost unul favorabil. Toți membrii comisiei, și PSD, chiar dacă și erau de la putere, au criticat reprezentantul guvernului de față, care a venit și a adus niște argumente aberante. La categoria, iarăși, lumini și umbre. Începe să se simtă un alt puls, un alt curent în rândul oamenilor, al societății civile, al celor care trăiesc în România și vor o Românie normală. Da. De ce acest proiect legislativ reprezintă un semnal de alarmă în sensul bun al cuvântului. Atenție celor care se opun acestor mișcări de reformare și de readucere a României la nivelul secolului 21, da? Pentru că problema, așa se pune, curricula școlară astăzi nu corespunde anului de grație 2015 în care ne aflăm. Noi trebuie să aducem sistemul de învățământ prin curricula sa la nevoile reale ale elevului de astăzi, ale școlarului, ale studentului din 2015. Bun, deci acesta este un prim semnal pozitiv. Un al doilea semnal pozitiv a fost dat de profesorii care au participat acum 2 săptămâni în Parlament, peste 90 de profesori, inspectori școlari, director, manager ai unităților de învățământ, profesor, șef de comisii de specialitate, ne-am adunat și am dezbătut regulamentul de funcționare a unităților de învățământ preșcolare. Acești profesori au intervenit în dezbatere pe niște probleme ce țineau de drepturile elevilor, încălcate prin prevederile acestui regulament, care vine ca o construcție a Ministerului Educației Naționale. Una dintre aceste prevederi este cea legată de faptul că un elev care are nota 9 la purtare nu mai poate face parte din Consiliul Elevilor. Ori nota 9 la purtare poate să însemne
foarte multe lucruri, nu neapărat un păcat atât de mare sau un lucru atât de rău, poate ca elevul respectiv să fie un militant pentru drepturile elevilor în școala respectivă, să fie deranjat un profesor și să aleși el cu un 9 la purtare. Cum e 10 la purtare nu înseamnă că ești un elev... Asta nu înseamnă că el trebuie să fie discriminat la maniera de a nu mai putea participa ca membru din punctul meu de vedere, ce e mai grav? Elevilor. Din punctul meu de vedere, vreau să mă întreb ca să... Da. Ce e mai grav? 9 la purtare și olimpic sau 10 la purtare, ireproșabil și corigent? Este foarte important 9 la purtare și militant pentru cauza bună și a școlii și intelectual. Performer. Așa m-am gândit și eu, pot să fiți de acord cu mine. Este foarte relativă nota, știm. Este subiectivă, încă nu avem acea evaluare sumativă care să ne conducă la o obiectivitate 100% a evaluării. Este una dintre problemele sistemului nostru de învățământ. Dar, revin, sunt semnale extrem de pozitive. Oamenii vor împinge lucrurile în sensul bun, în sensul pe care trebuie să-l ia activitatea în orice domeniu de activitate, inclusiv în domeniul școlar. Sunt lumini acestea la începutul sesiunii parlamentare. Mă bucur să fiu alături de colegii mei, alături de elevi, alături de studenți în Parlament cu astfel de inițiative legislative venite din partea lor, susținute de noi pentru o cauză bună a educației în România. Înainte de a doua pauză de publicitate, vreau să vă întreb. De fiecare dată auzim vorbindu-se de reforma școlară. Reforma școlară, reforma școlară. Fiecare ministru care vine tot face reformă în școală. Și dumneavoastră ați fost la putere, ați vorbit de reformă școlară. Mi-aduc aminte că ați fost prezent cu domnul Funeriu, domnul ministru al învățământ, domnul Funeriu la Suceava. Și atunci ați criticat unele lucruri. Vorbeați și atunci despre reformă școlară. Acum iarăși criticați guvernul. Vine 2016. De la anul luăm iarăși cu reforma școlară. Credeți că reforma școlară, reforma învățământului? Nu reformă, nu. Acum se vorbește despre o adecvare a realităților învățământului românesc la realitățile sociale. Pentru că reformă s-a făcut. Avem o lege a educației care funcționează, care, sigur, este amendată din când în când pentru ca lucrurile să meargă bine. Din păcate, această lege a educației naționale a suferit și multe schimbări de direcție și de principii din cauza ordonanțelor de urgență pe care le cunoaștem, le-am combătut, le-am dezbătut, dar nu pot să nu mă gândesc pozitiv și optimist la faptul că pe această lege a educației, cu oamenii care sunt de bună credință, cu un management școlar al profesioniștilor, al oamenilor de calitate, cu depolitizarea sistemului, lucrurile vor continua și vor merge în sensul pe care ni-l dorim noi în școală. Simțiți că e nevoie de această monitorizare la concursurile pentru inspector școlar atât de gravă? Simțim nevoia atâta timp cât concursul este organizat în afara legii, în opinia noastră, nerespectând cerințele de transparență. Păi nu-i mai degrabă, de nici nu are rost să se intre în concurs. Explicat. Păi cereți amânarea lui, măcar să se întâmple lucrurile astea care minimale pe care le considerați dumneavoastră necesare. Posturile trebuie ocupate și trebuie ocupate pe bază de concurs pentru stabilitatea sistemului. Tocmai pentru că ne pregătim pentru un nou an. Și nu-i păcat să-l ocupați în guvernarea PNL? Zic și eu așa, ca politician vă întreb, nu ca... Este o măsură pe care o susținem acum, dar desfășurarea concursului trebuie să se facă altfel și vom avea grijă ca intervențiile noastre să fie atât de insistente încât până la urmă acest concurs să se desfășoare așa cum trebuie. Credeți că la Suceava aveți? Era, știți cum e gura păcătosului care adevărește. Sunt oameni apolitici care se vor înscrie în acest concurs pentru șefia Inspectoratului Școlar Județean? Aveți nu informații? Trebuie să fii apolitic. Trebuie să nu fii angajat. Da? Nu ți se cere... Să stai deoparte, să nu te... Nu putem să-i cerem să fie apolitic. Fiecare are convingerile lui. Corect. Dar de aici până la a servi
anumite cauze și a face campanie electorală în momentul campaniilor electorale pentru un anumit partid, a susține măsurile pe care, din păcate, școala și vârfurile școlii românești le-au susținut în timpul, chiar în timpul campaniei prezidențiale, acele pomeni electorale, știți foarte bine despre care am vorbit, și altele și altele. Aici este problema. Avem nevoie de oameni cu coloană vertebrală care să poată să spună nu. La un moment dat, să spună nu. Nu aplic această măsură acum, deoarece ea este împotriva principiilor legii, este o măsură împotriva politică, școlii, la împotriva școlii. Există acești oameni în Suceava dedicați școlii? Eu sunt convinsă că există. Și vor participa la concurs? Eu sunt convinsă că există și încurajez să participe la concurs. Mulțumesc. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj. Dacă doriți să întineriți prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, veniți pe strada Inceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari. Și dacă vă gândiți la prețuri, aflați că acestea nu au concurență. În fiecare vineri, orice serviciu din grila de oferte costă doar 30 de lei. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Cine nu-și aduce aminte cu plăcere de zilele însorite ale copilăriei? De poveștele mamei, de cana cu lapte aburind, de untul proaspăt bătut întins pe pâinea caldă. O pâine foarte bună, sănătoasă, fără alte ingrediente decât cele naturale. Albă, neagră, o țin minte și asta și le povestesc nepoatelor mele despre ea. Pâinea Mopan este pâinea vârstei mele, dar și a dumneavoastră. Spărați. Ce scrie aici? Cum? Chiar nu vedeți? Vă dau o carte de vizită. Sunt medic oftalmolog. Dacă nu vezi, e o problemă. Dacă nu ești văzut, e o problemă mult mai gravă. Fii vizibil cu Print Revolution. Cărți de vizită, pliante, banere. Pentru că imaginea ta contează. Print Revolution. În Julius Mall. Vrei instrumente muzicale tradiționale cu corzi sau clape? Expert Music este la dispoziția ta. Cauți sonorizare pentru nuntă sau pentru un concert? Expert Music îți pune la dispoziție și scena. Ai nevoie să utilizezi un club sau un restaurant cu echipamente de sunet sau lumini? Expert Music este soluția. Vrei consumabile din domeniul sunetului? Expert Music îți oferă orice produs de care ai nevoie, din stoc și la comandă. Expert Music Suceava, strada Mărășești numărul 36A, lângă Generală 3, telefon 0722 358 380. Catalog oferte și comenzi online pe expertmusic.ro. Expert Music, magazinul tău de muzică. Doamnelor, domnilor, am revenit la ora de politică. Suntem în studiourile Intermedia cu doamna profesoară, doamna deputat Sanda Maria Ardelean. Doamna Ardelean, mai este un subiect delicat în învățământul românesc pe care aș vrea să-l atingeți într-un fel sau altul, dacă doriți. E vorba despre neconstituționalitatea acestei ore de religie care a fost introdusă în școli cu atâta tamtam și acum se dovedește că nu prea este în regulă. Ce se întâmplă? Da. Este o problemă pe care va trebui să o rezolvăm tot noi la nivel legislativ. Și deja am vorbit cu colegii de la Partidul Național Liberal, cei care suntem membri în Comisia de Educație ai Camerei Deputaților, pentru a depune de urgență un nou proiect legislativ pentru predarea religiei în școală, deoarece din nou ministerul,
e nou ministerul, îi obligă practic în această perioadă pe profesorii de religie să încalce legea, decizia Curții Constituționale de neconstituționalitate a unor prevederi ce țin de predarea religiei în școală, da. Neaplicând măsura indicată de Curtea Constituțională și anume faptul că fiecare elev trebuie să depună o cerere pentru opțiunea legată de a urma cursuri în cadrul organizat al orei de religie. Deci, neconstituționalitatea unde era? Era la nivelul legii educației numărul 1. Nici o lege nu este perfectă, da? Orice lege poate fi amendată la un moment dat și iată că legea educației naționale numărul 1 a avut acest aspect de neconstituționalitate în sensul că legea spunea un elev se poate retrage de la cursurile de religie prin depunerea unei solicitări. Ei, această prevedere este neconstituțională. Atunci, Curtea Constituțională a spus, constituțional este ca participarea elevului la ora de religie să se facă pe baza unei opțiuni de la început. Știți că decizia Curții Constituționale a fost dată publicității și a apărut în Monitorul Oficial în luna noiembrie, în timpul campaniei electorale. Ministerul a hotărât să pună în aplicare această dispoziție a Curții Constituționale în septembrie 2015. Deci, în această perioadă din să mai treacă un an, noiembrie până să nu-i supere septembrie. Pe preot, să nu-i supere pe profesor. Oamenii aceștia nu să nu-i supere. Oamenii aceștia încalcă legea. Sunt în afara legii. Deci legea trebuia imediat pusă în aplicare. Aș sări la dumneavoastră și v-ați spune că și primarii care au trecut la PSD există de la PNL... Există o stare PNL, de confuzie. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă acești copii nu își exprimă opțiunea acum, încă din primăvară, va fi o mare problemă cu orele în septembrie. Lucrurile trebuie gândite de pe acum și noi vom depune de urgență un proiect legislativ pentru ca această opțiune pentru ora de religie să se facă anual în regimul cursurilor opționale de către elev sau părinte, da? Tocmai pentru ca să existe o predictibilitate și o stabilitate a normelor în școală, dar și pentru ca să intrăm în regim de constituționalitate cu acest aspect. Dumneavoastră sunteți foarte amabilă, doamna deputat. Să nu uităm că asta este ultima problemă acestui guvern cu ora de religie. Ei nu sunt în stare încă să dea abecedare la copiii care au început școala în septembrie 2014. Da, nu da. Spuneți că e ora de religie. Păi nu, este încă o problemă încă ora de religie pentru că ora de religie aduce multe lucruri pozitive în școală, da, multe valori. Poate aduce și în același timp, poate și... Dar depinde cum este ținută oarecare, și... Nu are care sens. Depinde de cadrul copilului legal în care se desfășoară sistemul de predare-învățare, ca și la oricare altă disciplină. Aveți foarte mare dreptate și vă spuneam că nevoia în sistem acum este racordarea curiculei școlare la nevoile elevului de astăzi. Pentru că abecedarele se învață după abecedarele vechi, mult promisele abecedare nu au ajuns încă pe băncile elevilor. Am pus întrebarea aceasta chiar în aceste zile, astăzi, ieri, unor colegi doamne învățătoare. Și răspunsurile au fost diferite. Realitatea este că abecedarele nu au ajuns în școli, noile abecedare, că se învață după abecedarele vechi, care nu sunt în concordanță cu programa școlară. Perfect. Aceste abecedare vechi au ajuns în școli prin decembrie, noiembrie-decembrie.
Unele doamne învățătoare, unele persoane cu care am vorbit, mi-au spus sincer, nu avem abecedare. Există discrepanță între programa școlară și manual. Am făcut comandă pentru noile abecedare înainte de vacanța semestrială, intersemestrială. Nemulțumite de ceea ce se întâmplă. Alte colege mi-au spus, ne descurcăm, doamna profesoară. Ne-am descurcat și în timpul războiului. Am făcut fișe, am completat abecedarele pe care le avem, cele vechi. Ne descurcăm, totul este foarte bine. Deci vedeți, o diferență de atitudine, chiar o diferență de grad de sinceritate până la urmă. Unii oameni care sunt clar nemulțumiți și care își exprimă pe motive temeinice nemulțumirea, nu au manuale. Părinții cumpără auxiliarele. Învățământul, așa zis, gratuit s-a transformat într-un învățământ pentru care părintele plătește sume uriașe câteodată. Este vorba de familii cu mulți copii. Dar, pe de altă parte, există și oameni care spun e bine așa să nu deranjăm, să nu se supere cineva, noi facem fișe și lucrăm în continuare cu aceste fișe alături de abecedar. Domnul Iohannis, ce a zis de povestea asta? Va trebui să avem curajul, încă o dată spun, și să recunoaștem ceea ce este bun și ceea ce este mai puțin bun și să luptăm noi, fiecare dintre noi în parte, pentru a intra în normalitate. Despre asta este vorba. Să pretindem celor care trebuie să ne asigure normalitatea ceea ce trebuie să facă. Ministerul de 2 ani nu a asigurat elevilor abecedarele. Și noi suntem mulțumiți că facem fișe, că părinții plătesc din buzunar pentru copiilor și așa mai departe. Doamna deputată, am văzut o informație. Cum că dumneavoastră faceți parte din grupul de parlamentari care vor unirea cu Republica Moldova până în 2016? E adevărat? Există o mișcare a unui grup foarte curajos de tineri care se numește Pro Basarabia. Sigur că am semnat și eu pactul pentru Basarabia. Acești tineri au reușit să convingă prin acțiunile lor. Acțiuni de anvergură, acțiuni care realmente au contribuit la apropierea dintre cele două spații românești. Și aș vrea aici să vă aduc aminte de faptul că există un parteneriat între Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava și Colegiul Ștefan cel Mare din Chișinău, realizat prin intermediul acestor tineri de la grupul Pro Basarabia. Da, până în 2016, că așa... Sigur că trebuie să susținem principiul, da, unității în spațiul românesc, unitatea asigurată prin limbă. Acțiunile lor sunt foarte frumoase și la nivel de capital au făcut foarte multe acțiuni. Le susținem. Sigur că unirea până în 2016 este la momentul acesta o utopie, da? Dar lucrurile frumoase se nasc câteodată chiar din utopii și poate că e bine să încurajăm acest tineri în militantismul lor pentru o cauză frumoasă. Da, despre aceasta este vorba. Eu am aderat la acest grup al parlamentarilor care susțin organizația respectivă și din poziția de membru în Comisia de Integrare Comună între cele două parlamente, Republica Moldova și România. Ceea ce mă leagă pe mine de acest spațiu și de problematica acestui spațiu este mult mai profund. Am venit alături de ei, îi susțin în lucrurile bune și poate utopia în timp
va deveni o realitate, cine știe. Vă întreb, credeți că are rost să vorbiți în momentul de față? Poate că are rost, dintr-o anumită zonă, dintr-o perspectivă sentimentală să aibă rost, dar într-o Uniune Europeană, la care și Republica Moldova, ați văzut că a semnat că dorește să adere, a început primii pași să-i facă către aderarea la Uniunea Europeană, într-o Uniune Europeană în care granițele se desfințează în fiecare zi tot mai mult și nu se mai vorbește despre o regiune, de state, se vorbește de regiuni, de culturi, de zone cu anumite etnii, credeți că mai are vreo valoare să spui că haide să integrăm un stat care oricum, dacă va intra în Uniunea Europeană, e al noastră, a tuturor europenilor? Unirea se face oricum în interiorul Uniunii Europene și ei știu lucrurile acestea și noi permanent le spunem această realitate pe care foarte bine ați sesizat-o și o știm și o promovăm. Unirea noastră va fi în interiorul Uniunii Europene, dar deocamdată sunt probleme mari la Chișinău. Ați văzut cu guvernul, situația politică de acolo nu este una stabilă. Sunt multe, multe probleme, dar e bine să susținem spiritul acesta de unitate a spațiului românesc. Ultima întrebare venită de la telespectatorii noștri, prin intermediul paginii noastre de Facebook, avem o pagină de Facebook, Ora de Politică, unde îndemn pe telespectatori să ne adreseze întrebări de fiecare dată și să comenteze invitații noștri. Întrebarea era în felul următor, 2016, sunteți pregătit pentru un nou mandat de deputat sau veți vrea rector la Universitatea Suceava? Este prematur să prezint acum opțiune. Vom vedea, lucrurile se discută la nivel de partid, lucrurile sunt în mișcare, deci nu avansez niciun fel de opțiune la momentul acesta. Doresc până în 2016 să am un mandat în care să pot să fac ceva în continuare, cât de puțin pentru cetățenii Sucevei, pentru oamenii care m-au votat și nu numai. Doamna deputat, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost Ora de Politică de astăzi. Sunt Mihai Chira, sper să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.